ziua lui Sandy. Sandy era un cățeluș extrem de ocupat. Se trezea dimineața și ieșea de sub pătura călduroasă din coșul său confortabil. Apoi alerga la stăpâna sa pentru a-i cere micul dejun. Sandy a învățat repede că dacă cerea frumos, putea să obțină orice își dorea. Stăpâna îl iubea mult și îl răsfăța. După micul dejun, Sandy petrecea o oră frumoasă plimbându-se prin grădină și urmărind pisica vecinilor. Ar fi vrut să se joace împreună cu ea, dar aceasta se zburlea la el și nu era deloc prietenoasă. De fiecare dată când se apropia prea mult de ea, aceasta se enerva și îl zgâria cu laba pe nas. După aceea era vremea pentru un pui de somn pe cea mai bună pernă în patul stăpânilor, atunci când nu se uita nimeni, desigur. Altfel, stăpâna îl lua în brațe, îl dojenea, îl pupa pe cap și îl punea în coșul lui spunând: "Acesta este patul tău." Apoi, după o altă masă, Sandy își găsea timp să îngroape pe undeva un papuc de casă. Toți cei din familie se distrau atât de tare căutând papucul, sau cel puțin așa credea Sandy, fiindcă cel al cărui papuc lipsea îl căuta, iar ceilalți râdeau. Apoi era vremea să meargă la o plimbare cu stăpânul său cel mic. Și acesta îl iubea și îi povestea mereu ce făcuse peste zi. Îl mângâia și îi spunea mereu: "Tu ești prietenul meu." Aerul serii și mișcarea erau foarte bune pentru a avea un somn liniștit toată noaptea. Mai târziu era timpul pentru a căsca și pentru a se strecura din nou în coșul său confortabil. Ce zi ocupată!